Turneul final al campionatului european de fotbal se apropie cu pași repezi de sfârșit. În această seară vom afla cine este prima finalistă, iar numele echipei calificate în ultimul act se va decide în urma confruntării dintre Polonia și Țara Galilor. Campionatul european de fotbal, găzduit de Franța, se încheie în ultima zi a săptămânii în curs. Prima semifinală este programată în această seară la ora 22, când se vor întâlni echipele naționale ale Portugaliei și Țării Galilor. Țara Galilor, una din surprizele plăcute ale turneului final, este văzută de specialiști cu șansă a doua la accederea în ultimul act al competiției. Dar galezii cred în șansele lor și intră în teren deciși să-și continue aventura la Euro. Portughezii sunt văzuți ca și favoriți prin prisma numelor din lotul echipei naționale, iar când spui Cristiano Ronaldo, nu este greu să înțelegi de ce jucătorii Portugaliei sunt văzuți ca și mari favoriți. Până la accederea în faza semifinală, Portugalia a înregistrat 3 rezultate de egalitate în faza grupelor și a ieșit oarecum norocoasă din grupe. În primul meci din faza eliminatorie, Portugalia a trecut de Croația la limită, scor 1-0, iar în cel de-al doilea joc, Cristiano Ronaldo și colegii săi au trecut de Polonia după executarea loviturilor de la 11 metri. Partida din această seară dintre Portugalia și Țara Galilor va fi condusă la centru de Jonas Eriksson și va fi găzduită de Stade de Lumière din Lyon. Cea de-a doua finalistă a Euro 2016 se va decide joi seara după disputarea partidei dintre campioana mondială Germania și naționala țării gazdă Franța.